Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Începe Fresh Access. Ați mâncat pâine astăzi? E bine să mâncăm pâine albă sau pâine integrală sau să nu mâncăm deloc? Răspunsul îl aflăm de la medicul Andrei Laslău. Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație. Pâine Bună ziua, albă telespectatorilor. Versus integrală, da? E o întrebare relativ simplă cu un răspuns relativ complex. O să aflăm răspunsul imediat la Fresh. Dar în principiu pâine integrală. Eu am început deja să mănânc pâine, dacă mi-ai spus că e bună cea integrală. Vă dați seama că n-avea am încercat să scriu. Decât un scris de medic aici. Am încercat să scriu, citeți, dar e markerul verde și nu se vede. Și... Bun. Asta a fost, asta s-a putut, asta mi s-a dat, asta am scris. Între timp eu te-am salvat cu marker negru. Corect, m-a salvat, mi-a adus un marker negru. Am reușit să mai scriu jos ceva cu negru. E concluzia. Am zis, da, e concluzia. Am vrut pe acest flip chart, nu știu dacă se vede, nu prea se vede, că așa e când scrii cu verde, nu se vede. Notițele pentru tine sunt, de fapt, ca să faci un rezumat. Da, să fac un rezumat între ceea ce ar însemna diferența între pâine integrală și pâine albă și să vorbesc un pic despre piața pâinii din România comparativ cu piața din UE. Și să, aici jos am rezumat beneficiile pentru pâinea integrală versus pâinea neagră conform studiilor de specialitate din literatură. Credem pe cuvânt, chiar trebuie asta să mă credeți pe cuvânt, dar se vede, uite, văd că dacă se mărește, se vede suficient de bine. Deci, pe foarte, foarte, foarte scurt, de ce am zis că pâinea integrală în principiu este mai bună sau mai sănătoasă? Pentru că studiile făcute pe numere foarte mari, sute de mii de oameni urmăriți pe foarte mulți ani, au arătat că, și încep cu exact cu concluzia, da? Că dacă noi consumăm aproximativ 90 de grame, deci vreo 3 felii de apă, adică putem să mâncăm 2 felii dimineața, o felie la prânz, o felie seara, 3-4 felii de pâine, să zicem, 90 de grame, da? Feliile au între 25 și 30 de grame de pâine integrală, vom beneficia, dar constant, asta înseamnă să se întâmple aproape zi de zi, vom beneficia de un risc mai mic de cancer cu aproximativ 17%, de un risc cam cu 20% mai mic de diabet, pentru diabet de tip 2, cu 16% mai mic pentru cancerul de sân, cu o scădere a mortalității globale prin boală cardiovasculară și cancer de aproximativ 6% și un studiu recent publicat în 2021, l-am trecut acolo jos, în jurnalul British Medical Journal, un jurnal destul de important în lumea academică, a arătat că față de cineva care consumă multă pâine, cineva care consumă puțină pâine, are un risc mult mai mic de moarte prin afecțiuni cardiovasculare, cam cu 28%. Asta și nu înseamnă că nu poți să faci infarct dacă mănânci numai pâine integrală. Bineînțeles că poți să faci, dar riscul e mai mic. Adică... Bun, deci începem cu concluzia. Pâinea integrală e mai bună și acum vedem de ce. În teorie este mai bună și în practică se pare că este conform studiilor. În realitate, ca gust, nu e mai bună. Și asta o să spună oricine. Că asta mie e. Place. Multora nu ne place. Multora nu le place. Românilor nu le place, de exemplu, pâinea integrală. Bine, pentru nu că noi că e cam veche de câte zile. În general românilor le place acolo, mai de o lună. Mult pâine albă și se consumă și nu mai pâine albă, pâine albă, biscuiți, produse de covrigărie. Cred că micul dejun preferat al multor români în drumul spre serviciu este covrigul luat din ușa metroului sau tramvaiului și mâncat până la muncă. Ceea ce el este delicios, dar nu este sănătos. Asta este. Bun. Acum, de ce să mai bine nu mâncăm deloc? Beneficiile majore ale pâinii integrale provin din tărâță și din germene, care sunt excluse în procesul de rafinare atunci când se face pâinea albă. Ele caloric, că cam o cantitate de aproximativ 100 de grame de pâine albă sau integrală, asta e porția recomandată pe zi. Deci ar trebui să ajungă o pâine cam 5 zile. Românii nu mănâncă o pâine în 5 zile, românii mănâncă o pâine în 2, cam așa mănâncă, deci românii mănâncă aproximativ 90 de kilograme de pâine pe an. Adică, hai să zici, o pâine la 3 zile, cam așa, 2-3 zile, poate și mai mult, pentru că asta e o medie. Sunt unii care nu consumă aproape deloc pâine sau consumă foarte puțin și unii care consumă foarte mult. Media cam asta este, înspre 90 de kilograme.
S-ar putea și asta să aibă o legătură cu rata noastră de foarte mare comparativ cu media Uniunii Europene de diabet, de boală de inimă și, bineînțeles, obezitate. De obezitate. Mm-hmm. Deci sunt asociate, vrem, nu vrem, sunt asociate, plus că ne place foarte mult pâinea albă. Adică, eu nu spun că îmi place mie sau ție, mm-hmm. ne place în medie. Și bine, cred că mai mult de la prăjel, de la carne, nu de la pâine. Un indicator foarte pâinea periculos. Pâinea integrală, am înțeles că e mai sănătoasă, dar pâinea integrală nu îngrașă. Ba da, îngrașă, orice pâine îngrașă. Îngrașă orice, deci fel, are cam la fel de multe calorii la 100 de grame. Dacă o felie de pâine integrală echivalează cu o felie de pâine albă? Da, cam același lucru la 100 de grame, deci care înseamnă 3-4 uh-huh. felii în funcție de cât de groase sunt tăiate. Avem cam aceleași calorii, dacă te uiți sunt 270 versus 260 de calorii, aproximativ. Le-am și notat aici. Și mai avem beneficiu major în pâinea integrală, în rest sunt cam la fel. Păi și ce pâine nu îngrașă? Nu există o pâine care să nu îngrașe. Că uite, acolo scrie tipuri de pâine care nu îngrașe. Da, este un titlu pus foarte clickbait-y, cum zic americanii, pâinea care nu îngrașe. Știi că acum... Tipuri de pâine care nu îngrașe. S-au inventat niște tipuri de pâine, le găsim inclusiv la noi, în supermarketuri. Pâine care scade colesterolul. Uh-huh. Deci este o pâine care are niște adaosuri de esteri vegetali. Da, din plante care scad colesterolul. Acum, nu știu neapărat dacă e musai să mâncăm pâine de aia sau să nu mâncăm deloc pâine. Pentru că dacă noi mâncăm multă pâine, automat ne crește și nivelul de colesterol. Uite, o să întreb de ce. O să mă întreb de ce. Cum poate să crească pâinea nivelul de colesterol? Că pâinea n-are grăsime, vezi? O să chiar o să... Mulți m-ar fi întreba. Pentru că... De fapt, foarte mare parte din sinteza de colesterol din corpul nostru ține de nivelul crescut de insulină. Iar pâinea crește nivelul de insulină uh-huh. pentru că sunt glucide simple, foarte simple, da? Pâinea sau zahărul, cam pe acolo. Adică se absorbe foarte repede, automat ne crește nivelul de insulină, automat ne mută corpul într-un mod din ăsta în care stocăm ușor grăsim și sintetizăm mult colesterol și trigliceride. Și atunci nu este cea mai strălucită. Pâinea integrală, în schimb. Eu acum stau și vă ascult și mă ia panica la câte pâine am mâncat eu până acum, pentru că... Da, dar asta nu înseamnă neapărat că o să ți se întâmple ce am spus eu rău, pentru că încă ești tânăr și lucrurile sunt corectabile. Și stai un pic, dar nu e neapărat să renunțe cineva la pâine. Eu nu spun, e un semnal oarecum de alarmă. Da, eu te întreb așa, ne ajută la ceva pâinea? Adică ne aduce o valoare? Da, nutrient, bineînțeles că ne aduce. E sănătoasă? Adică ne ajută să mâncăm? Să întreb dacă un aliment este, fii atentă, că și aici e o chestie foarte interesantă. Și foarte mă întreabă, e sănătos ceva? Depinde. Întotdeauna răspunsul depinde de cantitate, de calitate, uh-huh, uh-huh. de ce conține, ce aditivi. Că, iarăși, una este pâinea pe care o poți tu face în casă sau pe care o cumperi de la o brutărie mică, artizanală, care chiar îți spune ingredientele care sunt uh-huh. depuse într-o pâine. Nu spune un milion de ingrediente pe etichetă. Dacă luăm, uite, chiar am vrut să aduc o pâine de asta integrală, să aduc eticheta. Deci, la foarte... Există în comerț la noi pâine integrală cu foarte multă reclamă, foarte multă, cred că toată lumea a mâncat cel puțin o felie măcar o dată în viața la câtă reclamă îi se face, nu vreau să dau brandul, dar dacă te uiți pe etichetă, te sperii, sunt foarte multe ingrediente. O pâine normală nu are multe ingrediente, da? Făină, drojdie, da? Apă. Și sare. Și hai sare, sau mă rog, pâinea din comerț nu are, are, când începi să citești lista de ingrediente, ajungi la chimia carbonului, cum îmi place mie să spun. Adică, deci e o problemă. Da, ni s-a întrebat dacă te ajută pâinea la ceva. Dacă deci mănânci, nu stai să te gândești dacă te ajută. Nu ne ajută, nu pierdem deci nimic, nu? Doar kilograme. N-ar trebui, fii atent, stai un pic, și aici e o chestie. Acum, se pare că sunt niște studii care au asociat consumul de cereale integrale cu o mortalitate mai mică prin boală cardiovasculară, cancer, diabet, exact ce am spus că ar fi beneficiile pentru pâine. Acum, porțiile respective de cereale au venit din integrale, au venit de principiu din pâine. Acum, poți să mănânci și ovăz cu iaurt, cum mănâncă mulți dimineața, știi? Sau... Deși mulți mănâncă fulgiunea de pe porumb extrudat sau mănâncă cereale dulci cu zahăr, care iarăși strică dând potențialele beneficii. Deci este foarte greu, că de-aia m-ai întrebat, e sănătos sau nu e sănătos? Depinde de mulți factori. Că dacă, de exemplu, eu mănânc cel mai bun tip de pâine,
cu cel mai prost tip de mezel pe care îl găsesc, s-ar putea să n-am niciun fel de beneficiu să se anuleze unele pe altele. Adică chiar dacă aș avea un beneficiu datorită fibrelor și altor substanțe benefice din cereale, din pâine, da, ele se vor anula cu nitritul și cu alți aditivi pe care am în mezel. Și atunci n-am în mezeluri, n-am câștigat nimic, poate chiar am pierdut. E greu de spus în medie, știi, când socotești pentru un anumit aliment. Contează foarte mult pentru cei mai mulți dintre noi să ajungem să avem o alimentație cumpătată. Pâinea poate avea un rol într-o alimentație cumpătată, într-o cantitate moderată. Păi, ajută la digestie, nu? Corect, ar putea să ajute la digestie cantitatea de fibre în pâinea integrală, dar pâinea albă nu ajută la digestie, că nu are fibre aproape deloc. Hai să vedem, să facem o comparație, beneficii, da? La ce ne ajută pâinea integrală față de pâine albă? Păi, exact asta spusese mai devreme, le-am și scris aici foarte frumos, foarte alambicat, dar foarte frumos, că am și scris că câte proteine, glucide, da, grăsimi, carbohidrați, da, aure, pâine integrală, pâine albă și, bineînțeles, cantitatea de fibre, le-am scris, da. Și, dar unde voiam eu, voiam să spun o chestie foarte interesantă apropo de pâine în România. Că este important și ne duce acolo unde vrem să ajungem cu răspunsul tău. Dacă e sănătoasă. În populația din România care consumă aproape cea mai multă pâine din UE, nu prea am zice că e sănătoasă. Adică dacă te referi strict la o populație întreagă unde avem ratele cele mai mari de diabet, obezitate, boală cardiovasculară, diabet, cancer, brusc nu e, știi? Deci ar trebui să spui că nu e. Și totuși, da, totuși industria are o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de euro pe an și are tot interesul ca cei mai mulți dintre noi să mâncăm în continuare pâine, nu contează neapărat de care, da. Și în felul ăsta se va promova, nu? Se va produce reclamă, vor fi sponsorizate emisiuni, vor fi făcute din ce în ce mai multe promovări pe la televizor. Eu nici nu pot mânca nimic fără pâine. Păi exact. N-are foarte gust. Foarte mulți dintre noi nu mâncăm pâine cu pâine. Integrală, nu? Deci, pâine cu pâine. Era românul mănâncă pâine cu cartofi, de exemplu. Exact. În Europa, pâinea, nu știu cum să zic eu, ți se dă pâine la masă, și francezii îți dau pâine, nu? Dar îți dau în general niște chifle, o cantitate relativ mică de pâine, îți dau o pâine în aceea artizanală făcută în brutărie. Au conceptul ăsta pentru pâinea proaspătă. Pâinea prăjită e mai ok? Nu. Nu? Nu. Conceptul de când pâinea devine maronie așa, crocantă, maronie și este foarte bună la gust și toți știm că e foarte bună la gust. Desertul multor oameni este pâine, preferat al multor oameni este pâine în aceea prăjită cu unt și cu dulceață. Da. Toată lumea știe. La micul dejun, normal, la pentru hotel. Asta am primit în copilărie. Și la avut și pâinea dextrinată e bună? Stai, mai n-am auzit. Scuze, chiar n-am auzit. I s-a zis în cască și pâinea dextrinată. Eu n-am auzit. Nici doi. Deci eu personal n-am auzit. Pâine cu maia foarte uscată și sfărâmicioasă. Maiaua este considerată sănătoasă. Probabil este o pâine semi-integrală. Și atunci, na, ce să-ți spun? Nu știu nici eu chiar toate supunetele de pâine. Deci dacă nu înțelegeți un cuvânt, nu mai spuneți pe post, că cine știe exact ce spuneți? A fost bine spus, dar nu știam noi. A fost corect spus. Da, ideea este că eu mănânc pâine cu paste, e ok? Ia pâinea asta și mănâncă, te rog eu. Nu că ai de o lună de zile acolo, nu știu de ți-o adus. Nu e cineva care am mănâncă o pâine la 5 zile, 6 de 5 am zile probabil. Am găsit o magazie acum, na, ce vrei. Da, e bine că totuși a stat într-un mediu rezonabil dacă n-a mucegăi după 5 zile. Ea are mucegăi? N-are. Dar nu e de 5 zile asta, că e destul de moale. Decât dacă este pâine cu aditivi. Da, uite, asta pare destul, uite, cu semințe. Are semințe, cu... da. Deci dar chiar, când, e bine, să, când e bine să mâncăm, când e proaspătă pâinea, când e mai veche, după o zi, două, trei. Uite, ci că e cu maia artizanală și e de două zile, spune e colega noastră, Alina foarte, Elioi. Înseamnă că deci tu de asta mănânci, Alina. Este o pâine bună. Eu nu-mi dau seama, nu știu sortimentul. Ce pot eu să vă spun? Da, în general, brutăriile cu maia artizanale, acum au început și la noi să fie la modă. Probabil e tot de inspirație franțuzească treaba asta. Eu mi-aduc aminte că în pandemie, în zona unde stau eu, undeva în sectorul 1, aproape de primăria sectorului 1 stau, acolo unde era gunoi pe stradă, știți, la un moment dat, și era mare devatură pe la televizor că e gunoi pe stradă, că nu se ridica gunoiul. S-a rezolvat problema între timp. Nu stăteam cu gunoi din pandemie până azi, așa, glumesc, desigur. În pandemie era coadă la
brutăriile de cartier. Și în zonele nu neapărat centrale ale capitalei. Este coadă la brutării. Doar că în zonele mai centrale am senzația că lumea preferă pâine integrală. Pentru că asta se dă, pâine cu maia, pâine integrală și sortimente integrale. În schimb, în, spre periferie, vedetele sunt pâine albă, covrigii. Ama, nu știu neapărat dacă este comportament legat de preț, să zicem, sau dacă este un comportament legat de gust. E clar pentru cei mai mulți dintre noi, adică și eu recunosc, pâine albă este mai bună la gust. Or, nu știu, poate suntem condiționați din copilărie, poate nu. Nu știu dacă știi, adică de fapt știi. Există o pâine în aceea neagră. Neagră. Din secară. Da, o știu. Foarte, foarte... care are un gust pe care cei mai mulți dintre noi nu putem să o consumăm. Deci mie, aia chiar nu-mi place deloc. Și nu numai mie, multora nu le place. Drept dovadă că ce se consumă. Ce se consumă e exact ce ți-am spus eu. 90 de kilograme de pâine pe an în România, dec pe cap de locuitor, în special pâine albă. Bun, concluzia, așa, recomandarea ta. Concluzia. Care este? Eu ce-aș recomanda? În primul rând, nu e un mit că pâinea integrală e mai bună? Nu este un mit. Studiile ne-au arătat... Puțin nocivă decât cea albă? Între 10 și 30% beneficii pe multiple tipuri de cancer, cancer de sân, cancer colic, mortalitate, globală mortalitate din mai multe afecțiuni și pentru boală cardiovasculară, evenimente cardiovasculare majore. Finalmente o chestie, că aici au comparat în studiul ăla de ți-am zis eu, în care au urmărit 136.000 de oameni, au comparat un consum de aproximativ, cam cât consumă românii, cam 300 de grame de pâine pe zi, cu 50 de grame de pâine pe zi. Era vorba de produse rafinate, doar pâine. Era pâine orez alb față de pâine albă orez alb, pâine cereale și orez albe față de integrale. Și ce e interesant este că cu cât creștea mai mult cantitatea de produse rafinate, cu atât mai mari erau ratele astea de mortalitate. Adică, global urmărind niște ani sau zeci de ani, grupuri mari de oameni observă acest beneficiu statistic. Că el vine de la pâine sau vine din altceva, că de multe ori cei care aleg pâine integrală, aleg și alte produse mai de bună calitate. E o chestie oarecum, la fel cum cei care aleg produse bio, de exemplu, își vor pune în coșul de cumpărături produse mai bune calitativ și asta e o chestie demonstrată, să zici, poate tot coșul aduce beneficiile. E greu de spus. Ce au înțeles băieții, cu ce au rămas băieții după această lecție prezentată de medicul Andrei Laslău? Nu știu, legat de pâine? Rămân în continuare cu pâinea și cu pasiunea pentru pâine. Ce fel de pâine? Pâine integrală. Câte felii? 3 pâini. 3, 4, hai. Teoretic, nu mai pâine integrală, practic deloc. Cine mănâncă pâine integrală? Cred că am cuprins cam tot. Cam tot ce era de cuprins era am de încercat cuprins. Să cuprind în mica prezentare. De acum încolo o să-l vedeți pe Andrei Laslău aici la Fresh în fiecare luni. Da, începem cu... Luni? Azi e luni? Lune, azi e luni, da. Azi e luni. E bine, da. E bine, da? Rămâne bătut în cuie, da. Așa. Ca să începem săptămâna sănătoși. Bine, deci o să ne vedem în zilele de luni, nu în zilele de miercuri. În zilele de luni, da, ca să... să nu mai avem nicio scuză. Corect. Dietele încep în fiecare luni. Lunea viitoare, nu cum era. Încep de luni, lunea viitoare. Sau luna viitoare. Și terminăm dietele marți, începem luni și terminăm... facem dieta pe lună. Pe lună, astru, nu pe pământ. Te gândi la un subiect pentru săptămâna ca să facem un teaser? Hai că îl putem alege împreună după emisie, pentru că ar fi mai multe idei de așteptăm idei și de la telespectatori despre ce voriți, dar să facem ceva comparativ așa, ca să fie două produse comparativ. Sau produse bio, produse non-bio, zahăr alb, zahăr brun, ce vor ei? Ce li se pare și lor interesant, Andrei facem. Laslău, acum cu mare plăcere. Vedem dacă am scăpat sau nu de pandemie. Am scăpat de pandemie? N-am scăpat de pandemie? Trebuie să mă așez pentru acest subiect. Laurențiu Stratan, medic infecționist, este la Fresh Access. Bine ai venit la noi, Laurențiu. Bine v-am regăsit, sănătoși. Domnule doctor, mai e pandemie? Mai este un pic, dar incomparabil față de ce a fost în special anul trecut.
Și ce, unde mai este pandemia, că noi nu prea o mai vedem, adică nu mai vorbește nimeni de ea. Probabil dumneavoastră sunteți în mediul acesta. Da, în cercul nostru încă se mai, da, încă se mai vorbește de acest aspect, dar începem și noi să ne reluăm viața medicală pe care o aveam înainte de COVID-19. Încă mai sunt cazuri. În România vorbim de 500-600 pe zi. Cum? De s-a făcut exact o imunizare totală? 100%. Pe lângă componenta de vaccinare, numărul de cazuri a fost probabil astronomic în țară, dintre care poate un procent destul de mic a fost testat realmente. Adică, cel puțin din jurul meu și din grupul de prieteni, din colegii de muncă, majoritatea covârșitoare au avut cel puțin o dată infecția SARS-CoV-2. La un moment dat ne obișnuisem că scădeau cazurile, la fel, ajungeam pe la 200, 300 de cazuri. Pe timpul verii. Pe timpul verii și pe aia din nou, toamnă, era o creștere masivă. Și să ne așteptăm din nou la o astfel de creștere în toamnă? Nu e rău să totuși să mai menținem un minim de măsuri de protecție, dar e o mare diferență între situația de atunci și situația de acum. Bine, cred că ne-au intrat în sânge astea, da, cu măsurile de protecție, da, nici nu. Ce, am nu, rămas așa cu ele. Sincer să fiu, masca în zonele aglomerate nu e o idee rea pentru orice situație în general, dacă și ne uităm la japonezi, exact. Dacă ne uităm la japonezi, la coreeni, special țările din Orientul Îndepărtat au tradiția asta. De exemplu, vedem, merg în tren, merg în metrou, poartă mască și au și un număr de îmbolnăviri mai mic. Dar principala diferență este că de exemplu, în vară aveam 500 de cazuri, dar mult mai multe cazuri grave, mult mai multe. Acum avem și decese, de asemenea, cauzate direct de COVID, adică oamenii respectivi nu aveau cine știe ce comorbidități, dar făceau o formă foarte urâtă și mureau din cauza asta. Acum vorbim de 506 de cazuri, vorbim de 90 decese ale persoanelor care au COVID, dar mai degrabă mor cu COVID. Da? Deci au probleme mari de sănătate care le determină să ajungă la spital și întâmplător sunt diagnosticate și cu COVID, da? Dar sunt persoane cu, nu știu, insuficiență cardiacă, probleme cu inima foarte mari, acum, probleme oncologice. Acum a început iar campania de vaccinare cu a câta doză? A patra. Se mai vaccinează românii? Mai acum e necesar? Adică mai e... Eu m-am știu că e greu să doua răspunde, să, da, spuneți nu mai e nevoie să vaccinați. Nu, nu e greu, nu e greu, nu e chiar foarte ușor. Am mai fost întrebat și părerea mea este așa. Persoane care au avut 3 doze, multe dintre ele au trecut și printr-o, chiar acum pot să spun, o răceală COVID. Pe partea de Omicron, la un pacient vaccinat a fost foarte light prin comparație cu celelalte variante cu care am avut de-a face. Dacă a avut în ianuarie, a avut în februarie, a avut în martie, nu prea văd necesitatea vaccinării cu a patra doză. În schimb, dacă vorbim de persoane în vârstă, care au avut 2 doze de vaccin sau au cumva au scăpat de un COVID toată pandemia, atunci da, rămâne cumva recomandarea. Eu am făcut 2 doze, am avut și COVID. În situația asta, ținând cont de totuși cât de ușoară este varianta aceasta Omicron, nu mai văd o recomandare. Da, dar nu ai ce să faci, că uitați, te constrânge, mai ales cu certificatul ăsta verde, de exemplu, mie mi-a expirat. A început să nu mai fie atât de stringent cum era, cel puțin dacă vorbim de luna ianuarie, februarie. Majoritatea țărilor au început să scoată certificatele. Dar se va elimina oare? Sigur, da, se va elimina. După părerea mea, sigur se va elimina, fiindcă odată cu scăderea numărului de cazuri, cu imunizarea naturală pe care până la urmă am început cu toții să fim... Păi și se spune că nu vom mai reveni niciodată la normalitatea dinainte, dar cum se prevede, parcă revenim. Adică... Da. Ce înseamnă normalitate? Că pe lângă lista de boli pe care le puteam face înainte și pentru că și lista de pneumonii, de viroze pe care le căutam, acum mai avem încă o boală în plus. Și cum de-a lungul timpului
am învățat să trăim cu epidemiile de gripă de iarnă, epidemiile de viroze, mai ales când încep școlile, așa va trebui să trăim și cu COVID. O să știm că dacă, de exemplu, facem la un moment dat febră, începe să ne curgă nasul, ne simțim mai rău, haideți să facem și un test de COVID. Dacă avem test de COVID, încercăm să-i protejăm pe cei mai vulnerabili dintre noi. Stăm mai liniștiți acasă, purtăm mască în perioada aia, plus câteva zile după și ferim. Adică, până la urmă, la asta se referă normalitatea. Să o considerăm ca orice altă viroză cu care aveam de-a face înainte. Și asta e un mare noroc, fiindcă aceeași discuție nu puteam să o avem în perioada epidemiei de Delta, care omora cam la orice vârstă și erau forme incomparabil mai severe. Incomparabil mai severe. Afecțiuni, reacții post-COVID? Sunt, dar cu o mare diferență. Dacă post-vaccin? Bineînțeles, dacă în perioada de epidemie, când aveam varianta Delta sau la început, persoanele care făceau manifestări la distanță post-COVID grave, de obicei au avuseseră și o formă severă de boală, marea majoritate dintre aceștia. Dacă acum vorbim de o variantă mult mai light, care se comportă ca o inflamație a căilor respiratorii superioare, adică nu mai facem aproape deloc pneumonie, mai ales dacă mai trecut prin boala asta, dacă sunt de vaccinați, și facem mai mult ca o sinuzită, ca o răceală în gât, cum aș zice. Automat și nivelul complicațiilor pe care îl facem e mai ușor. Da, poate ne mai doare capul, poate ne mai ustură ochii pe o perioadă mai lungă, poate mai avem starea aceea de oboseală, dar nu mai sunt problemele, cel puțin nu le-am mai văzut clar cu aceeași frecvență, problemele de coagulare, trombozele, evenimentele cardiovasculare, accidentele... La alții căderea de păr, mie, mi-a căzut păr. Da, inclusiv partea asta. Se mult vorbea mai că nu o să mai scăpăm de COVID probabil toată viața, pentru că o să trebuiască sezonier să ne vaccinăm. Probabil, se va întâmpla da. Asta sau, adică vom mai scăpa de vaccinul acesta sau? Bine scăpat, că se recomandă, dar bine, nu se mai recomandă, odată, dar nu se, mai în sensul că să nu mai fie deloc nevoie, pentru că e imunitate colectivă, nu? Eu sincer sper să fie situația asta, că ne-ar fi și nouă mai ușor per total, da? Dacă ar fi cumva o recomandare cum este cazul vaccinului antigripal, foarte bine. Dar repet, dacă rămâneam cu varianta Delta, cu mortalitatea și cu complicațiile asociate ei, alta era situația. Dacă cumva Omicron este tot ce rămâne după această pandemie, suntem într-o situație incomparabil mai bună. Deci, domnul doctor, putem să ne facem noi planuri de vacanță? Afacerile să înflorească iar, să așa, nu o să mai fie niciun lockdown, nu o să mai fie niciun val, o să fie tot bine la cum se arată în lucrurile, România, nu? Cel puțin la cum se arată lucrurile în momentul de față în România, da, așa pare da. Să fie situația. Da, da. Asta vreau să zic, că am fost în Italia cu Beni acum și noi nu am avut mască la noi. Nu, noi ne-am obișnuit fără mască în România de ceva vreme. Dar acolo cum am intrat în avion, i-au spus puneți-vă masca și în aeroport peste tot ne atenționau poliția, puneți-vă masca, adică peste. Și am văzut că în China parcă sunt timp. În China sunt lockdown-uri severe. Acum depinde, iarăși, de la stat la stat. Și numărul de cazuri pe care le au în acest moment sunt și chiar de la ei a și pornit. Și iată că încă nu au scăpat după atâta timp. Da, și se consideră că în China nu a fost nicio imunitate de turmă atât de mare ca în alte părți. Nu se știe exact care au fost exact numărul de cazuri, care au fost cele declarate. Vaccinurile pe care le-au folosit sunt considerate ca a avea eficiență cel puțin questionable. Deci sunt niște probleme. Dar totuși sunt state în Europa care au un număr destul de mare de cazuri, dar fiindcă testează foarte mult, probabil și la noi în momentul de față ar fi un număr mult mai mare de cazuri decât cele 500 care sunt descrise în fiecare zi, 500-600. Da. Probabil vorbim de, și la noi, de mii de cazuri. Da, pentru că sunt mulți care nu se testează. Da, exact. Deci recomandările care sunt? Recomandările ar fi așa, în momentul în care mergem într-o zonă aglomerată, să purtăm mască. Să purtăm mască și să avem grijă să respectăm lucrul ăsta. Dacă suntem răciți, ne curge nasul, facem febră,
facem frisoane, ne simțim rău, să încercăm să ne testăm, da? Dacă suntem diagnosticați cu COVID și în continuare ne simțim rău, simțim că totuși ceva nu este în regulă, să mergem să ne adresăm medicului de familie, un spital, deci cumva să avem grijă de lucrul ăsta, că cine știe, poate tragem lozul scurt și suntem un caz mai special din 1000 de alte cazuri ușoare. Doi, să avem grijă, dacă cumva suntem suspecți sau avem infecție cu SARS-CoV-2 confirmată, să evităm să infectăm pe cei din jur, în special pe cei vulnerabili. Acum, deci, o parte din cazurile, de fapt, mare parte din cazurile serioase de COVID pe care le primim în spitale sunt bunici, străbunici care au stat în vârful muntelui izolați, dar la care odată cu, zic așa, marea relaxare au venit nepoții. Da, ei, da, bunici, străbunici nevaccinați. Și pentru creșterea imunității ce ne recomandați? Vitamina C, nu? În continuare să luăm. Vitamina C. În primul rând, pentru creșterea imunității, cea mai bună treabă ar fi o alimentație sănătoasă, hidratare adecvată. Mulțumim mult, Laurențiu. Mai puțină pâine. O alimentație sănătoasă ne oferă și abii și multă vitamina C, pentru că vorbim despre struguri. Apar strugurii. Gata, ce poftă mi-ai făcut. Dacă ieri nu ți-am făcut cu avocado, îți fac astăzi cu strugurii. Am văzut că ați vorbit despre alimentație la început. Acum avem o discuție cu un medic. Trebuie să vorbim despre sănătate astăzi. Așa am tras eu concluzia. Prin urmare, vreau să vă aduc și la rubrica Știați că, încă puțină sănătate și e o sănătate delicioasă asta. Strugurii, acest fruct care, pe care îl așteptăm în fiecare an și dacă nu îl mâncăm în plin sezon, cu siguranță mai sărim noi și din afara sezonului și ne mai luăm în decembrie sau în luna mai un kilogram de struguri ca să ne facem pofta. Ei bine, strugurii față de alte fructe sunt în general mai bogați în zaharuri. Din acest motiv trebuie să avem foarte mare grijă în cazul în care nu ar trebui să consumăm foarte multe dulciuri. Trebuie să avem grijă atunci când consumăm strugurii. Strugurii ne pot ajuta să ne detoxifiem rinichii și totodată se spune că ajută la protejarea rinichilor de pietre și de nisip. Consumul de struguri întărește sistemul imunitar. Dacă vreți să vă mai întremați așa puțin, să fiți siguri că nu mai aveți treabă cu COVID-ul, ei bine, strugurii ne ajută să asimilăm multe vitamine, cum ar fi vitamina C, vitamina K, vitamina A. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun despre struguri este că, în afară de sistemul imunitar, strugurii ne ajută și la dezvoltarea funcțiilor cognitive și ajută în prevenirea Alzheimerului. Atât de multe lucruri despre sănătate și struguri, încât trebuie să vă duceți acum la magazin și să vă cumpărați struguri. Da, mie mi-e frică atunci când mănânc struguri să nu îmi stric dinții când muși din ei și au sâmburi. Și păi, atunci aleg exact, dinții. Exact, sunt și soiuri, sunt și soiuri fără sâmburi. Și apropo, da, de soiuri, Anisa, există în lume 5900 de soiuri de struguri, dintre care 400 cresc în Canada. Mulțumesc mult, Abi, uite, pentru că ținem foarte mult la dantură și alegem strugurii fără sâmburi. L-am invitat și pe medicul stomatolog Alexandru Melenti. Bine ați venit la noi, domnul doctor. Bine. Să vorbim despre sănătate, igienă orală, da, sănătatea dinților. Haideți să vorbim. Haideți să vorbim. Mușcătura corectă, incorrectă. Cum e asta cu mușcătura incorrectă? Se formează în timp? Ce înseamnă să ai o mușcătură incorrectă? Că eu am mai auzit asta, vezi că tu nu ai mușcătură corectă când am fost la control. Ce înseamnă? Deci mușcătura corectă se poate evalua în timpul erupției dinților. Deci când au erupt dinții, deja ne dăm seama dacă avem mușcătură corectă sau nu. Se poate strica mușcătura, să zic așa, și pe parcursul evoluției, da, dentare. Dinții mai migrează, asta, mușcătura are legătură cu migrarea dinților? Și cu poziția, care, exact, da, poziția dinților. Dacă se scoate un dinte și un dinte migrează, deja nu avem ocluzie corectă. Dacă avem maxilarele și dinții disproporționali, dacă dinții sunt mai mari și arcadele mai mici, avem înghesuiri. Dacă avem invers, arcada mai mare și dinții mici, sunt spațieri. Deci, exact. Deci putem merge cu copilul la control pentru a vedea dacă există o predispoziție către așa ceva. E musai. Da. De la ce vârstă ne recomandați? Cel mai bine este ca
copilul se obișnuiască cu medicul stomatolog și cât mai devreme, cu atât mai bine. Când au început să-i rupă dinții, ar fi bine să-l vadă și medicul stomatolog. Bun. Și ca adult, în cadrul unui control de rutină poți să exact. Depistezi. La fiecare 6 luni la detartraje, vedem și cum evoluează. Dar dacă, să spunem, nu mergem la control la medicul stomatolog, care ar fi semnalele? Cum ne dăm seama că nu avem o mușcătură corectă? În primul rând putem să vedem dacă avem și un disconfort când închidem, dacă avem o durere de articulație, dacă vedem că poziția nu este cum trebuie, e un semn alarmant. Uite, de exemplu, la mine când la articulație când mușc sau când așa, facem un zgomot, știi? Simt că nu e ok. Și cum aș putea să corectez asta? Aparat dentar. Aparatul dentar. Dacă ne mușcăm des limba, e pentru că nu mușcăm bine. Depinde dacă ți-o mușc corect. Nu, dar eu uneori mi-o mușc atât de tare că mă doare de mor. De ce, mamă? De ce să-ți mușci limba? Dar nu înțeleg de ce asta vreau să întreb. Vorbești prostii și atunci știi cum e, mușcă limba. E prea mare limba. Dar... Corect. Dar trebuie neapărat rezolvată problema asta. Da, exact, nu putem să stăm așa... cu articulația. Sincer, eu am fost recent la stomatolog ultima dată și bine, nu a fost prima dată, dar vreau să spun că... a fost ultima. Nu, dar am zis că trebuie să investești în dinți. Ultima dată stomatologul mi-a spus că într-adevăr nu am mușcătura prea corectă și că trebuie neapărat rezolvat problema. Am debăgat o grămadă de bani. Mai bine că să bagi banii scoți dinți. Și mă gândeam, trebuie neapărat rezolvată problema asta. Să nu băgăm mulți bani în dantură când suntem maturi, ar fi bine de mici să mergem la stomatolog și atunci putem să prevenim. Ideea este că avem nevoie de mușcătură corectă pentru a nu avea probleme în viitor. Ce fel de probleme? Adică ce se întâmplă dacă eu nu rezolv problema cu deci mușcătura incorrectă? Deci cum are și colega probleme de articulație. Pe viitor poate să se agraveze. Dacă avem înghesuiri sau dacă avem spațieri, dacă avem înghesuiri, se pot forma care interdentare. La fel, trebuie rezolvate... de curând. Dacă am scos un dinte, dacă mi-a crescut un dinte și a rămas spațiu, n-a mai crescut altceva, trebuie... Va migra... Putea să crească un bob de structure sau ceva. Nu, mie mi s-a întâmplat. Un premolar 2 mi-a căzut și n-a mai crescut. De la 14 ani... Dacă n-a mai crescut altceva, știi? Nimic n-a crescut. De la 14 ani n-a mai crescut nimic. Dar va migra întotdeauna? Exact. Dinții au tendința să migreze și să închidă spațiul. Știi ce m-am... Hai să vedem dacă am migrat. Cum m-am trezit eu la un moment dat cu caninii. Da. Mai avem subiecte? Mai aveți întrebări legate de mușcătură? Făceam meditații când eram în liceu cu o profesoară și săraca ea n-avea bani să-și pune dinții. Avea dinți, dar n-avea 2 lipse și își punea gumă de mesecat albă ca să... Păi și ce legătură are asta? Nu, că mă gândeam că tu ai zis că nu-ți mai crește nimic. Pui și o gumă, că n-ai bani să-i bagi. Da. Ca să corectăm malocluzia, să fim în regulă, e bine să punem totuși un aparat dentar. Cât ăla fix, dar cât și ăla transparent, cum este aparatul dentar nuvolă, care are rezultate foarte bune în cazurile de malocluzie și spațieri și înghesuiri. Domnul doctor, îmi pare rău să vă dezamăgesc, dar eu niciodată nu o să-mi pun aparat dentar. De ce? Bună întrebare. Disconfort, cum să vă spun eu, dacă eu nu pot să dorm cu bijuterii pe mine. Păi n-ai de unde să știi că e disconfort dacă n-ai încercat. Dar nu suport, adică e o chestie mentală. Nu, pentru că probabil ai o dantură ok, dar dacă ai avea nevoie, zic eu că să-i pune. Am avut nevoie, caninii erau un pic ieșiți și mi-am corectat prin fațete. Ia uite, ești 2 dinți. Da, exact. Că a dat cadru pe tricoul meu. Funcțional n-am reparat neapărat problema. Ideea e că probabil m-am obișnuit cu problema asta. Mai degrabă decât să stau cu un aparat ani de zile, că nu pot să știi cât, și apoi cu gutieră for the rest of my life, pentru că știu că se pot strâmba la loc și să dor cu gutiera. Eu cred adică că nu, merită cine reușește, nu știu, cine reușește să facă asta... Din ce am auzit la unii a fost destul de dificil, mai ales modul în care mâncau cu paiul sau nu știu cum la început, că nu puteau. Acum este o inovație cu guterile nuvola și atunci sunt foarte ușor de purtat. De fapt, niciodată să nu spun niciodată că nu se știe ce inovație o să mai apară și o să mă gândesc la aparatul dentar și nici măcar nu va fi domnul nevoie doctor să mai port. Care și convingă să... scurtează mult tratamentul, deci nu o să fie de ani de zile, poate să fie până la un an. E bine.
Hai, vedem. Da, uite. Hai să vorbim despre periuța de dinți. Nu, eu voiam să întreb că tot era vorba de dinți. Scrâșnirea dinților în somn. Că e, bruxismul are legătură, e psihologic. Când doar, mereu îl aud. Nu, mă, ce ai eu pe tine, nu tu pe mine. Îți trebuie o gutieră, în primul rând, nu? Pentru că altfel o să tocești foarte mult dinții și o să fii sensibil. Și o să ai nevoie și de mai mulți bani să-ți bagi în dinți. Corect. Bun, hai să trecem la periuța de dinți. Exact. Periuța de dinți pe care știm, trebuie să avem o periuță și o pastă. Să ne spălăm cel puțin o dată, dacă nu e ideal, ar fi de două ori pe zi. De două ori pe zi. Dar e bine și o dată, credeți-mă, în caz de că nu niciodată. Așa. Să nu speriem oamenii, știi? Bun, de două ori pe zi. Ideal e de trei ori pe zi, după fiecare masă. Dar văd că se scurtează. Bun, cum ar trebui să fie periuța de dinți? Cum ne o alegem? Că există atâtea tipuri, moi, tari, cu plastic, cu, da, pentru limbă, periuță electrică pe care eu nu pot să o folosesc. Nu. Nici eu. A, e bine, așa. Deci cum ne alegem periuța de dinți? Din păcate, acum foarte multă lume folosește periuță cât mai tare, pentru că li se pare că spală mai bine. Dimpotrivă. Nu face bine nici la dinte, nici la gingie. Cea mai indicată periuță este una moale, pentru că să aibă tendința să ajungă și interdentar, să spele și dinții interdentar. Eu sunt adeptul la o periuță manuală, deci nu electrică. Pentru că am controlul altfel, nu știu. Dar și cea electrică este la fel de bună. Răzvan Angel, periuța electrică e foarte bună. Bravo ție, Răzvan! Felicitări! Eu nu pot să o folosesc. E vorba de dexteritate. Bun. Cât de des trebuie să o schimbăm? O dată la 3 luni. O dată neapărat. La 3 luni. Da. Periuța de dinți. Periuța de dinți, o dată la 3 luni neapărat. Credeam că mai des. Dinții, a? Credeai că dinții? Nu, credeam că mai des. Credeam că o dată la o lună. E, ideal e, poți să o schimbi și în fiecare zi dacă ai... Dar cel... Dar nu mai mult de 3 luni. E unică folosință. Păi da, ia zi din aia. Te duci în fiecare zi la magazin și iei periuță. Te întreabă, cred că femeia... Hai să vedem fiecare zi orală, pentru igiena orală ce mai folosim? Apă de gură, ne recomandați? Apă de gură și duș bucal. Ață dentară, nu pentru toată lumea, pentru că de multe ori pacienții traumatizează gingia folosind ața dentară. Un duș bucal ar fi mult mai recomandat. Să nu vă spălați cu dușul, da? Nu că băieților trebuie să le explici. Păi exact, dar și Anisei trebuie să explici pentru că e necesar. Nu, dar explică-ne puțin, deci să nu ce? Ce crezi că noi nu știm ce înseamnă duș bucal? Glumesc, măi. Deci explică-ne. Da, mă, normal că știm, lui dușul și-l bagi și te speli în gura. Evident, logic. Toată lumea știe. Nu e așa, domnul doctor? E acel irigator. Nu că nu e nicio rușine. Eu am aflat de el odată cu fațetele. Adică eu nu foloseam așa ceva și nu știam că există. În afară de apă de gură, bine, spălatul așa, apă de gură și ață dentară, care pentru mine e necesară. Nu știam de acest irigator. Acum am aflat de el. În ce constă mai exact? Adică cum se folosește? Este mai mult pentru dinții laterali. Pentru că nu prea ajungem cu periuța între dinți exact la laterali. Este un jet de apă. Da. Cu niște pulsații și atunci îndepărtează foarte bine restul alimentare între dinți. Mie personal îmi place foarte mult și nu m-aș vedea acum să... Se utilizează ușor? Adică le iei din farmacie ușor. Și... Adică e o senzație faină sau de ce vă place? E o senzație faină că nu mai ai mâncare între dinți. După ce te speli cu periuță normală și crezi că ai dinții curați, dacă intri cu dușul bucal, vezi că o să mai iasă, niște resturi alimentare. Am înțeles. Uite, eu sunt Răzvan curios. Angel mai spune că periuța moale am senzația că nu e în gură. Dar sincer și eu, la fel. Cât de des se schimbă, deci dacă nu îți dă sângele, nu ți-i rup gingia, nu știam de chestia asta că e mai bună cea mai, periuța cea mai moale, dar nu știu, întotdeauna iau mai tare pentru că da, am senzația că parcă nu curăță, nu... Odată și... cu placa îndepărtează și smalțul periuța tare. Păi eu asta vreau să se întâmple. Să și schimbe. Să dai două. Răzvan Angel întreabă cât de des se schimbă capul periuței electrice. La fel cea normală la 3 luni. Eu întotdeauna mă gândesc și la dumneavoastră stomatologii că trebuie să mergi pe la dumneavoastră și trebuie să aveți de lucru cu noi. Glumesc. Eu sunt curios și de pasta de dinți, pentru că văd acolo pasta de dinți cu 5 lei, cu 20 de lei. De ce să o aleg pe cea de 20 de lei? Adică... Ce ține de pasta de dinți, nu pot să zic că este una mai bună decât cealaltă.
Bine să le luăm prin rotație, să nu luăm tot timpul aceeași pastă. A, să diversificăm. Că, exact, atunci cel mai bine. Atunci spuneți-ne ce ingredient ar trebui să evităm de pe pasta de dinți, de pe ambalaj. Cu flori, fără? Ce... Cu flori este chiar indicat. Este indicat, da? La fel și apa de gură, știu că e una mai puternică, nu știu ce conține alta. Eu recomand mai... apă de gură fără alcool, pentru fără că alcoolul da. Usucă foarte mult mucoasa. Deci fără alcool. Mai avem 5 minute și vreau să vorbim și despre retracția gingivală. O altă gingivală. Problemă pe care exact. O are Ben. Da, serios, am aflat că am probleme cu retracția probleme. Vă dați seama, domnul doctor Ben a fost la stomatolog și a făcut o listă cu toate problemele și acum a zis, gata, trebuie să vorbesc, da, să discutăm pe fiecare. Corect. După dau și o lista mea. Ok. Retracția gingivală, care sunt cauzele, cum o tratăm? Și peruța tare poate să fie o cauză de retracție gingivală. Bruxismul, o boală parodontală, cum se zice, parodontoză. Semnele unei retracții gingivale este sensibilitatea dinților. Pentru că odată ce gingia se retrage, se dezvăluiește o parte din rădăcină și atunci apare o sensibilitate la rece, la cald. Exact, la factorii și chimici și termici. Atunci este un semn că totuși trebuie să veniți la noi. Oricum, se rezolvă foarte, foarte ușor. Cum? Cu laser? Nu, există o substanță, ce spune ceva care, nu știu din ce compoziție are. Desensibilizant. Desensibilizant, cu flori. Așa. Și imediat, bine, depinde cât de afectată e zona. Eu am avut și cu laserul se poate face, dar dacă este o retracție foarte mare și vrem totuși să aducem gingia acolo unde a fost înainte, se poate face chirurgical. Printr-o metodă de pinhole, așa îi zice la metodă, care nu e nevoie să folosim bisturiu sau sutură. Deci e doar o puncție, se aduce gingia exact acolo unde a fost înainte și cam în 6 săptămâni și revine pe poziție. Da, interesant. Și laserul în ce situație îl folosim? Când e o boală parodontală, dacă avem o afecțiune la gingie, sau... atunci se intervine cu laserul. Și e dureros procesul acesta? Depinde. În mare parte nu, dar dacă e nevoie să intrăm mai profund, chirurgicală. Se face cu anestezie, bine, deci anestezie. Nu simți nimic. Okay. Și acum totul e așa de... Da, odată la e o legătură așa între tine și medicul, stomatolog, și spui, aici cred că mai ai nevoie de un pic de anestezic. Ah, ok. Pac, imediat se rezolvă. Nu mai simți nimic. Odată la cât timp e ok să faci de tartraj? La 6 luni e suficient. La 6 luni. Și albire? Albirea... Eu o fac anual, adică e de întreținere mai mult. Da, e recomandat albirea? Eu recomand. Medicii sunt împărțiți totuși în două tabere. Medicii care fac, medicii care nu fac. Dar de tartrajul nu albește automat? Nu. Nu. Pentru că odată ce înlături niște... Colorațele se duc, dar așa, nu albește. Nu albește. Da. Da. Eu auzisem că nu e recomandat într-adevăr albirea asta. Că până la urmă e ok să fie puțin cu efect spre galben, adică e normal. Mie îmi place să fim cu puțin spre tentul spre alb. Păi știu, da, pentru că estetic e mai frumos, e mai interesant, dar ce așa am auzit că e sănătos. Dacă ai galben, e sănătos, dacă ai alb. Ne întreabă doamna Maria Boier, vă rog frumos să-mi spuneți dacă proteza totală mai este gratuită. Cum adică? A fost vreodată? Nu, în general nu este. Dacă... Poate ați primit dumneavoastră vreo ofertă la un cabinet medical. Pentru că sunt de multe ori oferte, promoții și probabil ați prins ofertă la acea proteză dentară. Dar, în general, proteza nu este gratuită, ne spune domnul doctor. Așa. Ce e gratuit azi? Răzvan Angel spune că el stă foarte cu minte în scaun. Bravo. E bine contează, că... contează foarte mult, nu? Să fim e important. Da. Relaxat. Eu un lucru foarte simplu. Sper simpat. Că are și periuța de dinții de la stomatolog, de fiecare dată când merg la stomatolog, indiferent de intervenție, trebuie să mă descalț. Nu pot să stau încălțată pe... Serios? Cum se numește masa aia de... Da. Pe scaunul ăla, așa, pe masă. Mă pune pe masă. De ce nu? Nu știu, în poate mă deranja. Dacă vă spun că eu am pitici, adică voi mă puneți să stau cu un aparat dentar când eu nu pot să stau încălțată, vine să mă descalc și acum. Nu, nu
suport să stau încălțată. Mi se pare că nu mai mă relaxez mult mai ok dacă sunt... E în regulă, deci facem orice, dar deci să-ți fiecare... facem relaxat. Dacă mai are cineva din astea așa, cu mersul la stomatolog, vă rog să ne scrieți mesajele simpaticii din astea, pitici, cum s-ar spune. Da, cam astea au fost subiectele. Dacă mai e ceva esențial important de știut? Este esențial de știut că nu trebuie să neglijăm vizitele la stomatolog, chiar dacă ne este frică, pentru că odată ce apare durerea, tot ajunge la stomatolog, doar că nu mai putem sau să salvăm sau să reparăm și atunci prevenția totuși este... Adică amânarea nu înseamnă vindecare, exact. Ai tot indicat, acolo ajungi, tot pe masa stomatologului. Da. Cea mai indicată este prevenția. Trebuie să luăm pauză de publicitate. Domnul doctor Alexandru Melentida, am spus bine, vă mai așteptăm pe la noi pentru că sunt multe, multe de discutat. Mulțumesc pentru invitație. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la Fresh Access cu artista Olga Bălan, care într-un loc senzațional undeva prin, pe lângă Sibiu, ea este imaginea zonei respective, arată senzațional și o să vedem, o să intrăm în legătură directă cu ea, este acolo la Palatul Bruckenthal. După care o să vorbim un subiect foarte, foarte frumos de suflet. Ne putem vindeca prin credință? O să vorbim cu psihologul Alina Cornelia Constantin și cu pastorul, colegul nostru Ionică Herlea, care o să fie alături de noi. Rămâneți la Fresh Access!
revenit la Fresh Access și așa cum v-am promis, o să vă arăt niște locuri atât de frumoase din Sibiu, Avrig mai exact, nu vi le arăt eu. Vi le arată artista Olga Bălan, care promovează turismul românesc și acum este la Palatul Bruckenthal. Bine, te-am regăsit, Olga, sper că e și Dragoș al tău pe lângă tine. Bine te-am găsit, este și Dragoș aici. El face filmare, uite-l. Bună, dragilor! Nu e că de data frumoasă. Asta filmăm cu telefonul. Da, dar ce lumină frumoasă ai pe chip și ce peisaj frumos ai în spate. E vreme foarte bună, observ. Păi, foarte bun. Păi trebuie să arătăm bine, Anisa, nu? Da, tu mereu arăți bine, Olga. Vai de mine, de fiecare dată îmi faci asemenea complimente că mă topesc. Olga, da, ai ieșit din emisiune, că știu că ai zis că faci o emisiune acolo. Da, 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 o să fac și o emisiune. Deocamdată sunt la promovarea acestui minunat post, loc care este reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Și sunt foarte multe de demonstrat aici. Noi avem la Sibiu Muzeul Bruckenthal și aici este reședința de vară, unde el se odihnea, unde este plin de flori, de natură. Da, da, ce minunat că putem să mergem și noi acolo să ne odihnim, adică e deschis tuturor turiștilor, da, nu pentru evenimente, da, pentru relaxare. Să ne gândim. Da, neapărat. Dar ce e minunat acolo, ce e cel mai frumos acolo? Ce-ți place ție cel mai mult? Eu iubesc natura, da, iubesc mâncarea bună, da. Suntem, iubesc, asta ne înțelegem noi așa de bine, suntem pe aceeași lungime de undă. Da, deci înțeleg că îți place să mănânci. Da, îmi place mâncarea bună și sănătoasă. Da, păi aici și sunt multe pietanțe, multe rețete rafinate, extraordinare, care... Ce pâine faceți acolo când Canisa mănâncă multă pâine? Nu cred. Nu cred, pentru că arăți foarte bine, Anisa. Nu cred că mănânci foarte multă pâine. Cum nu? Nu crezi pe Ben, a făcut mișto de mine, nu mănânc pâine. Deci ești superbă. Rărut așa dacă gust pâine. Cum este la Muzeul Sticlei de la Palatul Bruckenthal? Foarte frumos, o să vă dezvălui mai în alte episoade, o să vedeți cât de frumos este și o să vă dezvălui și altele. Dar tu te-ai mutat acolo sau mai vii și prin București? Nu, mă împart între București și reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Nu de alta, dar am fi invidios să stai numai acolo pentru că e prea frumos. Da. Auzi, ea stă cât vrea. Stă cât vrea ea, uite așa, că poate. Normal, Anisa, într-un asemenea post, loc, vin să-mi încar bateriile. Mai ales că aici există foarte multe flori, foarte multă natură. Avem o grădină frumoasă, avem pin, avem brazi. Acolo avem spatele tău e o terasă, nu? Putem să stăm la mese. Da, este și o terasă, este și un restaurant, dar nu știu dacă am voie să spun, nu? Nu numele, dar să ne descrii așa locul. Deci este un loc extraordinar de frumos, cu multă natură, poți să te plimbi în aer liber, este castelul și reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal. Aici unde se mănâncă, unde sunt sălile, unde se fac evenimente extraordinar de frumoase. Fântâna de la intrare mai e pornită? Funcționează acum? Da, nu, fântâna unde tinerii căsătoriți aruncă cât un bănuț acolo. Da, aia, e pornită? Aia, nu? În momentul de față funcționează, dar noi suntem, trebuie să înțelegi că acest loc este imens, da? Deci noi suntem în altă parte și anume, ceea ce vezi tu în spate este oranjeria, care pe vremuri, acest baron, Samuel von Bruckenthal, îi plăcea foarte mult să aducă toate plantele deosebite și rare, arbori exotici, îi plăcea să planteze portocale, lămâi, curmale, deci era un iubitor al artei, al frumosului, al naturii, iubea tot ce înseamnă
frumos și exotic. Olga, spune-mi cum ai ajuns tu imaginea rele acestui loc. Cum ai ajuns tu imaginea, cum ai ajuns tu imaginea zonei? Cum ai fost aleasă? Eu am ajuns frumos. Deci sună aiurea. Deci patronul acestui loc și doamna și domnul să nu dau nume. Dacă au dorit, știi numele, poți să dai, să salutăm, nu e nicio problemă, voi salutăm cu drag. Dacă erau aici, era mai bine, că erau în cadru, nu? Deci au dorit în momentul când noi ne-am cunoscut, mi-au spus așa, de o viață căutăm o persoană ca tine. Eu am rămas, sinceră, să fiu un pic impresionată și așa am făcut ochii mari. Zic, dar de ce aș avea eu atât de unic, care n-au alte ființe din lumea spectacolului? Și el a zis, nu, noi vrem să asociem imaginea ta cu acest loc rafinat, elegant, cu acești ochi frumoși, acest păr blond și cel mai mult suntem impresionați de cariera pe care ai făcut-o în Italia și de ceea ce faci în România. Am fost așa foarte emoționată, trebuie să recunosc, mult timp, dar mi-am revenit repede pentru că mi-am dat seama că trebuie să mă apuc de treabă. Plus că împreună cu Drago Zaharia, da, normal, tău, faceți o echipă extraordinară și niște filmulețe atât de frumoase. Te salutăm și pe tine, Drago. Și noi avem primul episod cu Palatul Bruckenthal pe care vreau să-l vedem, dacă îmi permiți. Și altele, vor veni și altele. Dar totul, bineînțeles, este realizat împreună cu Dragoș și, după cum știi tu, Anisa, noi lucrăm împreună la aceste filmulețe, gândim totul, deci facem absolut totul, ne pare rău că facem totul, dar este greu în ziua de azi să colaborezi, mai ales când ești în deplasări și cu alte persoane. Poate cine știe pe viitor. Hai să vedem împreună primul episod, să vedem filmulețul și exact care sunt obiectivele turistice care ne vor încânta privirea. De ce merită să mergem acolo unde sunteți voi acum? Reședința de vară a baronului Samuel von Bruckenthal, numită odinioară și Edenul Transilvaniei. Acest loc mirific oferă un spațiu istoric baroc, unic în România pentru evenimentele dumneavoastră deosebite. Este locul ideal unde visele dumneavoastră devin realitate. La doar 28 de kilometri de Sibiu, la poalele munților Făgăraș. Wow, ce imagini pline de culoare, superbe! Acum vorbim de natură. Ai văzut? Da, dar știi, când am dat filmulețul, întreabă Iosif, ea vorbește pe fundal? Și zic, da, wow, ce voce plăcută are! Sunt impresionat, Olga, vocea ta este senzațională. Dacă eram și acolo cu vocea mea, cred că ești genial. Da, mă dai seama. Păi vreau să spun, ai văzut peisajele, da? Aceste peisaje sunt realizate de Dragoș, că tu știi că el... Da. Are magia asta de a edita imaginea ca să arate, de fapt arată frumos, dar ca să expui ochiului asemenea minunății, trebuie și un pic de muncă, nu? Sunteți, exact, sunteți pachetul perfect. Da, vă completați perfect, tu cu
vocea, mulțumim, cu frumusețea. Dragoș, mi-a plăcut imaginea. Așa de mult cum ai luat tu imagini cu păunul acela. A, ți-a plăcut? Era pe muzică, ai văzut? Cum întorcea capul, cât de elegant era? A fost comunicativ așa cu tine? A fost ok? Cine? Păunul sau Dragoș? Păunul. Întrebam pe Dragoș, îl încercam pe Dragoș să-l conving să vorbească. Cum a fost păunul? Femeia la vreo oră să-i prind cadrele alea. Să știi că acum nu fac o glumă. De câte ori vrea să-l filmeze, păunul se întorcea cu fundul. Păi ca să-i deci filmezi penele. Da, da, el își deschidea penele, dar zicea, nu vreau să mă vezi tu, cred că prefera o doamnă. Wow, ce frumos, ia uite, hai că s-a uitat și în ochii tăi și în obiectiv. Da, a privit, a privit. Să vă bucurați de vremea asta frumoasă, cei care au ajuns, au trăit așa niște amintiri frumoase, inclusiv producătorul meu, Adrian Stoica spunea, uite, exact acolo am fost eu și am făcut niște poze. Serios? Da, salută da. Din partea noastră. Vă aude și vă salută. Salutări. Și el prin mine. Mi-ar face mare plăcere să ne întâlnim toți acolo pe terasa aceea superbă. Mă, n-ar fi rău, trebuie să organizezi ceva. Organizăm. Dar trebuie să vorbim, să vedem, să punem la cale, da, și să construim ceva frumos și pozitiv. Vreau să cunosc și eu pe unul acela. Să mănânc bine. Da. Și să mă bucur de natură alături de voi. Dar este deschis mereu. Da. Este deschis mereu acolo la palat și în weekend, oricând. Da. Este tot timpul deschis. Când vreți să veniți, mă anunțați și vedem cum facem și ne gândim și la anumite chestii frumoase care putem să le facem împreună. Eu și vreau să creăm ghidul nostru. Da. Și nu numai ghidul, ne gândim și la alte chestii pe viitor. O să discutăm. Hai să facem ceva frumos. Iar Dragoș trebuie să fie prezent, să ne facă poze frumoase și filmulețe pe care să le dăm aici prietenilor de la Fresh. Da, așa vom face, Anisa. Vreau să spun că îți mulțumesc din tot sufletul. Eu știu că trebuia să fiu astăzi prezentă la tine. Asta m-am simțit să un pic vinovată. Nu scap. M-am simțit vinovată. Știi, și am zis, mă mănânc, Anisa. Noroc că tu ai venit cu ideea de ce nu am putea să intrăm în direct în felul acesta și, într-adevăr, sunt salvată. Mulțumesc frumos! Eu cred că am bucurat foarte mulți oameni cu filmulețul și cu priveliștea pe care ne-ați oferit-o. Oricum, voi sunteți o bucurie de fiecare dată, indiferent de subiectul pe care ni-l prezentați. Neapărat în platou. Veniți în platou! Venim. Și povestim, pentru că sunt atâtea proiecte și gândiți-vă că vara abia acum începe. Deci câte locuri minunate aveți de filmat, prin câte locuri vă veți plimba. Trebuie să ne plimbăm și noi cu voi. Dacă ai ști câtă muncă avem, dar suntem fericiți pentru că prin muncă ne înălțăm și spiritual. Olga Bălan și Drago Zaharia de la Palatul Bruckenthal, vă mulțumim mult de tot, vă îmbrățișăm, să aveți zile senine. Eu mai am acum un pic de lucru cu Abi, pentru că trebuie să ne dea vreme bună. Abi, bună, ce faci? Bună, bine. Ai văzut tu? Imaginile alea frumoase, cu peisajul ăla, cu soarele ăla, cu ce lumină frumoasă avea Olga pe chip. Imaginează-ți cum era să plouă. Da. Pare așa puțin plictisită ce s-a întâmplat. Da, o văd pe Anisa că se chinuie să mă convingă să-i dau vreme bună, iar eu venisem hotărâtă să-i dau vreme bună și o lasă să se chinuie așa singură. Deci chiar vrei să... Nu, hai să spun un lucru. Mi-ai dat atâta ploaie. Da. Încât a început să-mi placă. Ți-am dat o zi de ploaie. Mult, adică. Ok, bine. Păi atunci zic să-ți dau soare. Să vedem de asta o să-ți placă. Azi noapte, de fapt, am culcat fetița și am ieșit în curte să pregătesc emisiunea și mă uitam așa, bătea vântul și ploua. Și era liniște și te-am pomenit în gând. Ori de câte ori plouă, să vă gândiți uite, la mine. Uite ce frumos, Abi. A avut dreptate, Abi, că e frumos și când plouă. Da. E liniștitor. Și mi-a spălat și mașina, ce crezi? Depinde, ți-a spălat mașina pentru că era deja curată, că dacă era murdară doar îți împângea. Nu, crede-mă, deci parbrizul ăla nu vedeam nimic prin el și nu mai aveam lichid de parbriz și chiar îmi... plănuisem Anisa, să... Anisa, poate te ascultă poliția că nu vede nimic. Păi nu, asta e o chestie subiectivă, adică eu nu văd, dar poate altul vede. Alții văd prin parbrizul murdar. Și trebuia să opresc să-mi cumpăr lichid de parbriz, dar era
limpede, da, vedeam tot, perfect. Deci, e minunată vremea. Gata, acum și mașina spălată și m-am și bucurat de ploaie, soare. Soare. Soare, doar că la noapte vom avea temperaturi scăzute, mai scăzute decât cele de azi noapte, când a plouat în aproape toată țara. Vom avea temperaturi de 6-7 grade, cam aceasta va fi media. În zona de sud vom avea 6 grade, iar în zona Transilvaniei vor fi temperaturi extrem de scăzute, de 3-4 grade și suntem în mai. Nu știu ce vrea vremea asta de la noi, dar ne dă 3-4 grade pe timpul nopții în zona Transilvaniei. Însă compensăm cu vremea de pe litoral, care va fi una plăcută pe timpul nopții, 10 grade. Dacă vă luați un hanorac pe voi, puteți să vă plimbați toată noaptea pe faleză. Mâine însă e o vreme pe placul Anisei, e o vreme pe placul tuturor celor care iubesc soarele. Nu avem ploaie, nu avem precipitații, nicăieri în țară. Și în plus de asta vom avea și temperaturi mai mari decât cele de astăzi. Dacă astăzi în jurul orei 10 aveam vreo 11 grade, ei bine, mâine vom avea 20. Ne reîntoarcem la temperaturile astea, că până la urmă este mai. Ne apropiem de 1 iunie, ne apropiem de vară, așa că și temperaturile încep să crească și în vreo 2-3 zile o să ajungem și chiar la caniculă. Dar până acolo hai să ne bucurăm de 20 de grade mâine și până atunci, Anisa, bucură-te de restul zilei ploioase care a mai rămas. Mă bucur, Abi, și mă bucur și de tine că ai fost bună astăzi. Ai fost un om bun. Mulțumesc! Îmi fac statuie de om bun, ce cu un soare! Da. Am ajuns la un subiect foarte profund. Un subiect pe care îmi doresc de mult timp să-l dezbat, dar trebuie să găsești o ocazie și oamenii potriviți cu care să faci acest lucru. Până la anii mei m-am gândit de multe ori și am tot citit pe diverse surse despre vindecare, despre credință. Astăzi se întoarce un om mai... poate că are o altă perspectivă a vieții, chiar și un psiholog care are o anumită formare în zona asta, după o călătorie care poate fi numită călătoria vieții, o călătorie spirituală la Ierusalim. Alina Cornelia Constantin, bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Eu sunt așa de curioasă, un psiholog care ajunge acolo, în locurile alea sfinte, ce trăire are? Nu știu ce să zic, dacă un psiholog ar trebui să aibă trăire aparte decât orice om simplu care caută esențialul. Eu cred că un psiholog înțelege mai multe, cred eu. Că dacă ne înțelege și pe noi toți oamenii de rând, sigur înțelege mai multe. Da, poate că dacă ar fi să traduc într-un limbaj un psiholog caută taina cumva a lucrurilor ca să poată să să împărtășească taina aceasta și cu ceilalți, pentru că deopotrivă psihologul caută pentru el, dar cred că un psiholog autentic nu poate trăi fără ceilalți în comuniune sau în armonie. Și atunci, chiar dacă eu găsesc, să zic, împlinire sau armonie în sufletul meu, nu pot să fiu fericită dacă cei din jurul meu nu sunt la fel. Deci tu ai mers acolo odată pentru tine, dar și pentru noi, ceilalți. Da, și am fost chiar cu o gașcă foarte drăguță de fete care căutăm practic același lucru. Iată și gașca. Da. Ce căutați? Da, exact. Călătoria aceasta mi-a spus că și mesajele cele mai puternice pe care le-am primit au fost legate de taina vieții, care este dragostea. Eu cred că toată lumea caută dragoste. Cred că toți suntem în căutare de iubire. Și cred că taina adevărată a vindecării este credința că iubirea există, că iubirea o poți împărtăși fără frică, că niciodată, să zic așa, rezerva de iubire nu se termină dacă știi unde să te cuplezi la iubirea. A fost prima oară când ai mers în Israel? Da. Te-am văzut foarte entuziasmată, aveai o bucurie enormă, am pe rețelele de socializare, am văzut, ai postat foarte multe poze. Crezi că ai fi aflat taina asta sau ai fi avut această revelație și în altă parte decât aici? A fost nevoie să ajungi acolo? Forma în care mi s-a revelat dragostea lui Dumnezeu și dragostea lui Hristos pentru noi, nu.
acolo sub, nu știu, eu cel puțin așa am simțit, l-am simțit acolo pe Dumnezeu viu de nu știu câte ori mai mult decât într-un alt spațiu. Nu știu, în toate locurile în care am pășit, am simțit că acolo totul este viu și adevărat, nu este legendă, nu este poveste. Simți cu toți porii tăi toate lucrurile care se spun despre Dumnezeu, despre jertfa lui Hristos, despre iubirea lui pentru oameni. Deci simți iubirea cum te penetrează, pur și simplu, lacrimile scurg pe obraz, mintea se topește. Am realizat în 48 de ore că pierduse în contactul cu lumea fără să realizez. Eu am acasă o cățelușă pe care o iubesc teribil de tare și care mi-a deschis de multe ori inima sau m-a alinat, și mi-am dat seama după 48 de ore de deconectare de la lume, de la internet, pentru că nu, acolo nu am, n-am fost cu, cumva s-a și întâmplat să nu am acces la net deloc. Am renunțat la, cumva, la, mă mai uitat la telefon, și după 48 de ore conectându-mă la internetul din hotel și vorbind cu soțul meu, el mi-a spus, noi suntem bine. Și mi-am adus aminte că o am pe mie acasă, miracolul nostru, și am zis, dacă eu am reușit pentru 48 de ore să nu am pe mie în mintea mea, cumva, înseamnă că aici Dumnezeu a reușit să-mi dizolve mintea. Și tot ce am trăit, am trăit cu o prezență totală și cu... Cu o topire totală a sinelui meu acolo. E un lucru despre care am vorbit și vorbeam oamenilor, dar Dumnezeu a fost atât de bun și mi-a dat această experiență. Ca psiholog, de ce crezi că legătura asta, conectarea asta nu se întâmplă la toată lumea? Are legătură cu nevoia ta interioară? Sau care ar fi explicația? Are legătură cu dragostea pe care noi... cu autenticitatea noastră, are legătură cu autenticitatea noastră și are legătură cu căutarea noastră sinceră. Nu este suficient să vorbim, este important să luăm în practica noastră de zi cu zi lucrurile. Nu este suficient să știm teoretic niște lucruri, este nevoie să punem mâna pe istorie, pe cuvântul care este pus acolo, pe ce ni se transmite, și să practicăm. E foarte important lucrul acesta. Ok, istorie, dar ce putem spune unui ateu care nu crede în Dumnezeu? Pentru că ai zis că ai simțit chestia asta acolo. Un ateu ar simți. Să știi că mulți au, lasă-mă să răspund eu, foarte mulți s-au întors cu revelații de acolo și foarte mulți s-au întors cu convingerea că Dumnezeu există. Nu știu, cumva locul ăla are o putere inexplicabilă și trezește ceva în tine. Nu e o regulă, dar eu cunosc cazuri. Acum, eu nu pot să vorbesc din perspectiva experienței altor persoane, dar eu spun că nouă ni s-au întâmplat minuni. Adică eu sunt un om care poate să ateste lucrul acesta. Am fost primite acolo unde, în mod normal, nu trebuia să fim primite. S-au deschis uși care erau închise și în momentul în care noi doar am bătut și am spus în gândul nostru, primește-ne și pe noi, Doamne sau Sfinte sau cineva să ne primească și pe noi, cumva după 5 minute se deschidea ușa. Am fost primite cu o generozitate și cu o dăruire care pe mine m-a impresionat teribil. Te-ai rugat altfel acolo? Nici măcar nu pot să spun că am încetat să mă rog. Eram într-o rugăciune, pur și simplu, spațiu, o rugăciune ca atare. Nu cred că mai vine mintea să spună roagă-te, pentru că pur și simplu totul te îngenunchează. Este atât de... te îngenunchează în sens pozitiv, în sens minunat. Îți moaie inima, lacrimile îți curg pe obraz, nu pentru că mai ai timp să te gândești că te-ai impresionat ceva. Care au fost locurile prin care ai mers, să povestim, că am văzut și imagini, dacă poți să ne... Păi am vizitat, cumva Dumnezeu mi-a ascultat ruga și deși programul era făcut altfel, am început cu locul nașterii Domnului, am fost în Betleem, am fost în Nazaret, am fost în locul în care Maria a primit vestea că va urma să-l nască pe Fiul Domnului. Am ajuns în Cana Galilei, unde fetele și-au pus speranța unei căsătorii reușite, în locul unde am întâlnit acea profeția nașterii Domnului și au dorit să aibă copii. Adică acolo părea totul atât de posibil și rugăciunea era atât de ancorată în viața noastră credința, de zi cu zi. Credința face minuni, credința poate vindeca. Absolut, credința poate vindeca, pentru că acum mai mult ca niciodată pot să citez pe Mântuitorul nostru și să spun că credința ta te-a mântuit.
da. Când crezi. Credința ta. Da. Fără îndoială, din punct de vedere istoric, e foarte interesant să parcurgi drumul pe care a mers Hristos, locurile în care El a crescut și așa mai departe. Dar ca nivel de experiență spirituală și trăirea prezenței lui Dumnezeu în viața ta, crezi că Dumnezeu este limitat de un spațiu, de un loc? Să îl simți într-un anumit loc, trebuie să mergi într-un anumit loc sau uite, asta poate propun, să întâmple oriunde? O întrebare a ta e foarte bună și propun să intrăm în legătură directă și cu Ionică Herlea, colegul nostru care e și pastor și e o bucurie pentru noi să avem înțelepciunea lui. Bine te-am regăsit, Ionică! Bine v-a regăsit și eu, să rămână. Ai auzit, ea este Alina Cornelia Constantin, nu știu dacă v-ați mai cunoscut, probabil v-ați văzut la emisiune, dar nu v-ați nimerit, nu v-ați sincronizat pe același moment. Posibil. Ben, poți să mai pui o dată întrebarea, păi, te rog, poate n-a auzit-o, Ionică? Da, nu aș vrea să răspund eu la întrebarea aceasta, aș vrea să răspund cu ceea ce i-a spus Mântuitorul femeii samaritence atunci când i-a pus întrebarea să ne închinăm lui Dumnezeu pe muntele acesta sau la Ierusalim. Era vorba de muntele Garizim. Și Mântuitorul le-a răspuns, femeie, vine timpul când închinătorii adevărați nu se vor închina lui Dumnezeu nici pe muntele acesta, nici în alt loc, ci se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Este adevărat că locul acela are o încărcătură deosebită pentru că acolo s-au întâmplat niște lucruri care au de-a face cu mântuirea, care au de-a face cu viața noastră spirituală și acolo poți să conștientizezi că de fapt nu sunt povești. Vezi clar mormântul lui Iisus, vezi locurile unde a fost, vezi Via Dolorosa, vezi locul crucificării și realizezi încă o dată în plus că lucrurile acelea s-au întâmplat. Și asta este foarte important și din cauza asta locul are o putere deosebită. Însă ce facem dacă nu avem acces acolo? Să zicem că sunt unii oameni care nu au bani, nu-și permit să ajungă la Ierusalim sau în Țara Sfântă. Pentru ei se închid minunile lui Dumnezeu. Nici vorbă de așa ceva. E binecuvântat cel care poate să ajungă în Țara Sfântă și să pășească pe locurile acelea, dar așa cum spunea Mântuitorul lui Toma, ferice de cei ce cred și nu văd. Da, pentru că credința se prinde de promisiunea lui Dumnezeu și de Dumnezeu și asta este ceea ce ne face să avem putere chiar atunci când mergem în locurile acelea. Dacă nu te conectezi cu ceea ce s-a întâmplat și nu ai credință, poți să mergi ca un simplu turist și să nu se întâmple nimic cu viața ta. Sunt oameni care merg acolo pentru vindecare, oameni bolnavi, cu boli incurabile, care caută acolo un miracol. Sunt și cunoscute foarte multe situații în care cu adevărat persoanele au experimentat această vindecare. Eu aș putea spune că acolo cumva lucrurile se intensifică de nu știu câte ori. Eu să zic ca o trăitoare așa cu dragoste de Dumnezeu în genere, acolo am simțit că trăirile și lucrurile care ți se întâmplă au într-adevăr o intensitate un pic mai puternică. Asta pot să spun eu ca simțire personală. Da, da. Au o intensificare mult mai mare și lucrul ăsta se simte pentru, repet, dacă îți dai așa experiența din punct de vedere spiritual, nu neapărat doar turistică, locurile noi unde am fost în momentul conectării la punctele importante din călătoria noastră, simțirile pe care le-am avut au fost foarte intense. Ionică, care ar fi explicația? De ce sunt oameni care se vindecă în locuri sfinte? De ce sunt oameni care spun că sau simt nevoia să atingă moaște sau să se închine sau să ajută credința? De fapt, are legătură cu ce se schimbă în tine, ce crezi tu că este, se schimbă în interiorul tău sau cu semnificația acelor lucruri? Care e minunea? Unde se produce minunea, de fapt? Și înainte de a răspunde, vreau să citesc un pasaj din Biblie. În timp ce el trecea, ea se întinse înainte și abia reușit să atingă marginea veșmântului său. În acel moment, ea a știut că a fost vindecată.
În acea singură atingere se concentrase credința vieții ei și pe loc încetară durerea și slăbiciunea, deci credința vieții ei. A simțit imediat cum fiecare fibră a ființei sale este străbătută de un fior, ca acela al unui curent electric. Asupra ei se lăsă simțământul unei sănătăți perfecte și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Te rog, Ionica. Da, dacă vorbim de minuni, putem vorbi de un fenomen destul de complex care cuprinde atât puterea lui Dumnezeu cât și credința omului. Da? Momentul în care omul crede într-un anumit loc, într-un anumit punct, că se concentrează vindecarea, că acolo o găsește, atunci se activează practic credința. Și dacă el crede că merge la mormântul lui Iisus sau la anumită biserică și își pune toată credința și se roagă și în momentul în care este acolo își intensifică emoțional trăirile și Dumnezeu răspunde rugăciunii lui, pentru că atunci credința lui este cea mai puternică. Da. E și o parte mistică pe care nu o pot explica. Ține de minune, ține de Dumnezeu. Nu-l putem explica pe Dumnezeu, însă e un lucru clar că minunea are doi poli. Este cel al lui Dumnezeu și cel al omului. Ori de câte ori Domnul Hristos făcea câte o minune, el îl întreba pe om: crezi? Facă-ți-se după credința ta. De ce? Pentru că este foarte important factorul credință. Și de aceea, în momentul în care cineva merge acolo, știe, uite, aici a pășit Iisus, aici a murit Iisus pentru mine, aici mi-a făcut promisiunea asta. În momentul ăla, credința se intensifică mai tare și se produce, se poate produce minunea. Sigur că da. Iată ce spune și Răzvan Angel. Ierusalim e biserica lumii, dar până acolo trebuie să vedem și biserica de acasă. Pentru că nu toți au încredere și credință. Odată ce le asociezi mergând la biserică, ajungi mai puternic. Maria spune: dacă l-avem pe Dumnezeu, în orice loc suntem, ne ascultă dacă credem în El. Da, și că ajută orice crezi că înseamnă darul lui Dumnezeu. Așa legal. Este, Alina? Da, scuze, pot să răspunzi. Eu voiam să-i spun lui Ionica legat de ce a spus. Îmi dă impresia răspunsul că cumva minunea e condiționată de acțiunea omului. Până la urmă nu e vorba de răspunsul lui Dumnezeu. Nu, și minunea pe care, foarte clar minunea că pe care o face Dumnezeu, adică... Nu, Ionica n-a spus asta, a spus că Dumnezeu nu se poate explica și clar care două laturi, odată cum răspunde Dumnezeu la rugăciunea ta, dar și ceea ce se schimbă în tine, da, atunci reacția, când crezi. Da, reacția ta la, într-adevăr, și la... Și uite ce spune Răzvan, un miracol ai primit și tu, Anisa, și așa este. Eu la Ierusalim am rămas însărcinată, acolo am mers să mă rog pentru un copil sănătos. Și chiar cred că ai rămas însărcinată pentru că te-ai dus la Ierusalim? Da, cred cu tărie. Nu pentru că m-am dus eu. Adică nu se întâmplă asta și dacă nu mergeai? Nu, am fost acolo. În mod normal, biologic vorbind, nu ar fi trebuit să se întâmple. Am mers acolo să mă rog pentru copil sănătos. Și acasă nu și te ruga? M-am rugat și acasă, m-am rugat timp îndelungat. Am ținut un post ca să vin într-un corp sănătos. Dar asta a fost, cum să spun, ceva desăvârșit. Nu știu cum să-l numesc, ajută-mă, Alina. A fost ceva suprem, ce am putut eu să fac pentru sufletul meu și pentru copilul meu și pentru familia mea. Să merg în cel mai sfânt loc pe care eu îl știu. Acum, ca să... cu siguranță toată lumea are dreptate cumva, dacă e să o luăm așa pe... sigur, Dumnezeu este peste tot și Dumnezeu răspunde tuturor rugăciunilor și tuturor oamenilor. De altfel, cred că imaginea, una dintre imaginile care mie mi-au rămas în suflet a fost faptul că acolo toate religiile neamului se întâlnesc și se roagă și da. Cumva încă se caută pacea într-un spațiu în care toată lumea se roagă. E un paradox acolo. E ceva acolo. Curat, e ceva pur. E o iubire. Cred că fiecare are calea sa. Eu cred că Ierusalimul este o chemare.
nu înseamnă că toată lumea trebuie să meargă acolo și nu înseamnă că minunile se întâmplă doar acolo. Doar și acolo. Nu înseamnă că noi nu ne putem ruga la Dar Dumnezeu sau Dumnezeu mult, nu e peste Ionica, tot. Contează mult, și gradul nostru de spiritualitate. Uite, tu ești pastor, tu ai făcut teologie, tu ai o altă apropiere de Dumnezeu, l-ai descoperit pe Dumnezeu, cunoști cuvântul Lui. Pentru tine poate e mult mai ușor să te conectezi și pentru alții în situația ta. Pentru tine e mult mai ușor să te conectezi cu Dumnezeu de oriunde aveți o altă legătură. Dar gândește-te că mergând, un om care poate merge odată la ceva timp la biserică sau spune rugăciunea de seară și trăiește în ritmul ăsta al vieții înăbușitor și așa, nu are aceeași conectare și acolo are șansa de a se apropia mult mai mult de Dumnezeu și de miracolul divin. Da, uite, o să-ți răspund cu un paradox legat de ceea ce ai spus. În vremea Domnului Hristos, cel mai bine s-au conectat cu divinitatea și cu Mântuitorul cei care nu erau atât de specialiști. Și e o ironie a lui Dumnezeu aici, care arată că nu gradele universitare te apropie de Dumnezeu, nu specializările, deși sunt bune, ci dorința adâncă a inimii. Dumnezeu este accesibil și celui mai simplu om. Asta este vestea bună a Evangheliei. Nu trebuie să ai școli ca să te apropii de Dumnezeu. Nu trebuie să ai nu știu câte facultăți ca să se întâmple o minune în viața ta. Deși sunt bune toate, repet, dar nu astea sunt condiția pentru ca minunile să se întâmple sau ca să ai o legătură cu Dumnezeu. Cred că la nivelul la care ești este foarte importantă sinceritatea inimii. Cum te apropii de Dumnezeu? Care este dorința ta? De ce vrei să se facă minunea aia în viața ta? Ce vrei să faci cu viața ta? Cred că astea sunt cele mai importante lucruri de care Dumnezeu ține cont cel mai mult. Și cred că în legătura asta cu Dumnezeu nu mai suntem atât de puși pe piedestal, unii mai sus, unii mai jos, ci e în funcție de sinceritatea noastră. Da, foarte frumos spus, în funcție de sinceritatea noastră. Aș vrea să revenim puțin la vindecarea prin credință. Sunt foarte mulți terapeuți, foarte mulți care susțin că pot vindeca cu puterea minții, mâinilor și așa, prin credință, adică îl pomenesc și pe Dumnezeu și spun că Dumnezeu lucrează prin oameni și că iar avea această putere. Există vindecători, așa cum era Domnul Iisus Hristos? Există oameni care pot mijloci sau care poate au acest dar de a se dărui, să spunem așa, dacă într-adevăr este autentică intenția și lucrarea lor. Și Dumnezeu poate lucra prin ei, pentru că eu cred că această trinitate nu putem să o dăm la o parte, și anume că această lege de căpătâie a lui Hristos ne spune să-L iubim pe Dumnezeu și să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Dar iartă-mă că te întrerup, tu ca psiholog, ca terapeut, mă ajuți pe mine să descoper iubirea și credința și să mă vindec singură, practic, nu mă vindeci tu. Nu, absolut, nu? Da. Nu există unii vindecare au puteri vindecătoare, știm? A, ei în sine. Da, ei în sine, da, prin atingeri, prin... Nu știu dacă chiar așa este. Fiecare ce susține, poate, eu știu, să-și susține singur sau să-și demonstreze lucrul acesta. Eu cred că, cu adevărat, fiecare dintre noi suntem chemați să facem un anumit lucru. Și cred că dacă îl facem cu inima și îl facem autentic, Dumnezeu coboară acolo și face lucrare prin noi. Asta înseamnă că noi nu avem decât o calitate de mijlocitori și dacă mijlocirea noastră este una din ce în ce mai autentică sau mai pură, atunci și ceea ce se întâmplă, să zicem, în fața noastră este un miracol și pentru cel care se vindecă și pentru noi care observăm că prin noi cumva Dumnezeu mijlocește niște lucruri. Ionica? Da, sunt de acord cu ceea ce a spus doamna legat de faptul că oamenii sunt doar niște instrumente, ei nu sunt producătorii vindecării. Dumnezeu vindecă. Dacă vă uitați în Sfânta Scriptură,
Întotdeauna oamenii lui Dumnezeu, când au făcut o minune, au atras atenția asupra lui Dumnezeu. Nu noi, zice Apostolul Petru, am făcut minunea, ci Dumnezeu. Când li se descoperea un vis profetic sau avea o vedenie, Nebucadnețarul îl întreabă pe Daniel: poți tu, ești tu în stare mai mult decât vrăjitorii și ghicitorii Babilonului? Zice: nu, nu eu, Dumnezeu. Da? Deci sursa vindecării este Dumnezeu, nu suntem noi. Și aș vrea să nu percepem vindecarea ca pe achiziționarea unor obiecte de la supermarket. Mă duc la omul respectiv și automat eu trebuie să mă vindec. Vindecarea este un proces complex și are o mulțime de factori. Uneori Dumnezeu intervine supranatural, alteori intervine prin legile naturale și ale sănătății. Și știm foarte bine, sunt cazuri în care oamenii suferau de boli incurabile, medicii nu le mai dădeau nicio șansă și ei s-au ridicat fără nicio urmă de boală în timp, adică ceva... Spăvimirea medicilor, da, asta chiar este un miracol al lui Dumnezeu. Aș putea să spun că smerenia lui Dumnezeu merge până într-acolo încât spune că nici el nu vindecă. Hristos spune: credința ta te-a vindecat. Deci dacă ar fi să urmăm chiar modelul său, nici măcar Dumnezeu nu spune că vindecă el. Atât de frumos plasează lucrul acesta în credință. Da, este adevărat, Dumnezeu este foarte modest și aș vrea să continui ideea că uneori Dumnezeu intervine în mod providențial și vindecă direct, alteori vindecă prin legile naturale și prin legile sănătății. Unii oameni vor să fie vindecați, dar nu vor să se schimbe, nu vor să schimbe stilul de viață. Vrei să te vindece Dumnezeu de cancer și tu fumezi 2 pachete de țigări pe zi, nu vrei să te schimbi. Sau mănânci multe grăsimi și zahăr și trăiești nesănătos, nu faci mișcare. Uneori poate fi chiar o încumetare lucrul ăsta dacă nu ești dispus să te schimbi ca om. Cred că vindecarea înseamnă mai mult decât lipsa bolii, o nouă ocazie de a deveni un om nou. Și asta este cel mai important. Și o să vă dau și un exemplu în care o să vedeți că vindecarea nu este un scop în sine. Sfântul Apostol Pavel i s-a rugat lui Dumnezeu de 3 ori să iau un țepuș din carne și Dumnezeu i-a spus: nu vreau să ți-l iau, pentru că harul meu ți este îndeajuns, pentru că puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Uneori Dumnezeu alege să nu ne vindece. Prin boală vrea să ne învețe ceva. Vrea să ne învețe smerenia, vrea să ne învețe umilința, vrea să ne învețe dependența de El. Întotdeauna trebuie să spunem: facă-se voia ta. Da? Lăsăm la dispoziția Lui, ne predăm în mâinile Lui, ne rugăm, cerem vindecarea, dar lăsăm la latitudinea lui Dumnezeu dacă o oferă sau nu. Pentru că este cel mai în măsură să aleagă lucrul acesta. Da, mi-am adus aminte de un filmuleț al Danei Budeanu, nu pot să nu spun că e maxim, legat de ce spunea și Ionică, cu faptul că Dumnezeu vrea să te vindece, dar dacă tu fumezi, bei și ai o viață dezordonată, spunea Dana Budeanu: noi românii spunem să ne țină Dumnezeu sănătoși. Păi Dumnezeu vrea să ne țină sănătoși, Dumnezeu ne ține sănătoși, dar ne îmbolnăvim noi, că nu facem nimic, știi? Mâncăm prost, nu ne odihnim, bem, fumăm, avem o viață dezordonată. Nu Dumnezeu te îmbolnăvește, tu te îmbolnăvești, știi? O chestie din asta. Și mintea ne poate îmbolnăvi foarte tare, adică dacă ai o mentalitate negativă și gândurile pesimiste sunt tot timpul în inima ta, atunci te poți îmbolnăvi, riscurile de îmbolnăvire cresc foarte tare. Da, mulțumim mult, Ionică, mi-a plăcut mare foarte drag. Mult dezbaterea asta, subiectul ăsta, la cât mai multe de genul ăsta. Mulțumim și ție, Alina. Mare bine. Un singur lucru care, așa, o concluzie care ai rămas tu de la Ierusalim? Cred că cel mai mare impact pe care l-a avut această călătorie în viața mea a fost felul în care am fost primite și generozitatea pe care ne-au arătat-o oameni pe care ne întâlneau pentru prima dată. Aici cred că s-au întâmplat cele mai mari minuni. Și am rămas în sufletul meu cu această dorință de a face și eu acest lucru, de a învăța la rândul meu să dăruiesc și să mă dăruiesc oamenilor pur și simplu fără să cer nimic înapoi, doar de dragul de a iubi și a te dărui. Cred că avem nevoie de lucrurile acestea.
Eugenia Câmpean, Domnul să vă binecuvânteze. Doamne ajută, Eugenia. Da, pesimismul e un cui pe care dacă nu îl scoți te distruge, spune Răzvan Anghel. Iar la final vreau să citesc un pasaj foarte frumos al pastorului Nicu Butoi. L-am găsit și mi-a plăcut foarte mult. Rugăciunea nu pare să fie gândită cu scopul de a-L informa pe Dumnezeu sau de a-L schimba pentru a se mula pe cerințele noastre, ci mai degrabă pare gândită să ne schimbe pe noi. Răspunsul la rugăciune nu constă în ceea ce ți se întâmplă sau nu ți se întâmplă, ci în ceea ce devii și prin ceea ce se petrece. Întâmplările vieții vin și trec, ceea ce devii rămâne. Da, să avem cu toții gânduri bune și credință, să ne vindecăm sau să rămânem vindecați, nu? Sănătoși. Sănătoși, da. Și bine. Mulțumim mult, Alina, pentru prezență. Cu mare, mare drag și eu vă mulțumesc. Încă o dată și lui Ionică, îmbrățișări la toată familia, pentru toată familia. Și vă salut și drag. Mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Am ajuns la finalul ediției de astăzi. Ne revedem și mâine. Wow, și ce subiecte avem și mâine. Rămâneți alături de noi. Urmează Alina Iloi Mureșan. Da, și cu emisiunea alături de tine și mulțumim Advers România pentru aceste tricouri frumoase. Seară frumoasă!